În această perioadă, în județul Hunedoara se derulează o serie de cursuri destinate voluntarilor de la Crucea Roșie. Cei 100 de participanți la cursuri urmează să devină formatori ai celor ce vor fi instruiți pe viitor în acordarea primului ajutor. În Petroșani, cei 10 participanți la curs au încheiat deja cursul și au intrat în posesia unei diplome recunoscute în țările membre ale Uniunii Europene. Acest prim curs a fost gratuit, costurile lui fiind suportate din fonduri europene. Este vorba de cursul de prim ajutor, sistem național standardizat al Crucii Roșii Române, care se implementează în toate filialele Crucii Roșii Române în perioada martie-aprilie. Formăm în fiecare județ câte 100 de voluntari în acordarea primului ajutor premedical. Anterior acestui curs de formare de voluntari s-au pregătit 5 instructori instruiți de un medic de la DEVA, coordonatorul acestui proiect european. Prin finalizarea acestui curs la nivelul Crucii Roșii Române vor fi instruiți mulți voluntari care vor ști să acorde unitar primul ajutor premedical înainte de sosirea ambulanței. Și este un deziderat mai vechi al Crucii Roșii Române ca toată lumea să vorbim aceeași limbă, să știm să acordăm un prim ajutor unitar de calitate și printr-un proiect european finanțat prin mecanismul financiar al Uniunii Europene. Potrivit legislației europene, toate instituțiile vor trebui să organizeze cursuri privind acordarea primului ajutor. Cei care vor organiza și susține respectivele cursuri sunt cei care tocmai au obținut diplomele de formatori. Interesant este însă faptul că au apărut deja solicitări pentru organizarea unor noi cursuri de acest gen, chiar și contra cost. Nu de alta, dar medicii sau infirmierii care vor să plece la muncă afară au nevoie de diplome recunoscute pe plan internațional.